Doamnă și domnule, bine v-am regăsit. Pot să fiu sincer? Pot. Așa la închev de emisiunea. Nu vă puteți închepe. Să vă explic. Am primit de la domnul Tatulici o carte. De fapt, două, că am luat și pentru prietenii mei din Franța. Borșe și ciorburi. Nu mă, borșuri și ciorbe. Rețete, dar de fapt și o istorie. Și domnul Tatulici mi le-a trimis pentru că știe că eu vreau să țin dietă. Și nevastă mea știe la fel până pe la 11 și jumătate noaptea, că de la 12 și jumătate sunt la frigider pe ascuns. Pentru că eu nu pot să țin altă dietă decât dieta Transilvaniei. Înțelegeți? N-am cum. Nu mă pricep. Și de un ceas tot citesc și îmi plouă în gură după cartea lui Tatulici, pentru că Tatulici nu are inimă. Mihai Tatulici nu are inimă, Mihai Tatulici nu are suflet. Cum să dai unui tip atât de pofticios ca mine o carte ca asta? N-ai cum, numai dacă ești fără suflet. Mă urăște Tatulici, mă urăște. Eu m-am spus. Să-l aduc o dată în emisiune aici și o să-i dau... De alea de-mi dau ăștia la restaurant când mă văd umflat. Salată cu broccoli. Mie. Care aș mânca ciorbă de ciocolată, friptură de ciocolată și la sfârșit o prăjitură cu ciocolată. Da? De-aia n-am chef de emisiune. Că mă gândesc la ciorbe, borșuri, chestii. Au o istorie foarte faină, acum vorbim serios. O istorie faină și o istorie tristă. Istoria faină e aia de câteva sute de ani, poate chiar 1000 de ani. Sunt 1000 de ani de ciorbe, de borșuri, de tot felul de chestii. Pe la stâne, pe unde le găsești. Și o istorie tristă e aia recentă în care nu ne-am băgat mințile în cap pentru că am zis, e globalizare și nu mai trebuie să avem minte, las că ne dau alții pe de-a gata. Să vă citesc. În ultimii 30 de ani, România s-a umplut de restaurante cu specific italian, asiatic, chinezesc, mai ales franțuzesc, grecesc. Toate astea îndauna restaurantele cu specific românesc tocmai rare. Dacă mai avem în vedere și restricțiile legislative, avem deja noi obstacole în calea consumului de alimente proaspete din grădina unei pensiuni. E aberant să bei ceai din Sri Lanka la o pensiune din Bucovina, dar proprietarul n-are ce face. Nu-ți poate da ceai de tei sau de afine, chiar dacă îi cade pădurea în cap, pentru că legea nu-i dă voie, că n-are patalama de producător să meargă să-și ia, asta de la mine, mentă din grădină. Produsele alimentare trebuie musai, controlate, ambalate, etichetate, nici măcar puiul din curtea pensiunii nu mai ajunge la noi, că trebuie să aibă bolentin în regulă. Așa că, băieți, la astea suntem cei mai buni. La birocratizat dă-i să meargă. Eu mi-amintesc când am fost în Slovacia. Nu vă dau exemple din Franța, din Germania, din... democrațiile alea de 100-200 de ani. Vă dau exemplu din Slovacia, care a avut același trecut ca și noi, comunist. După a avut aceleași tâmpenii pe care le-am avut și noi, noi cu mineriadele, ei cu meciar și cu naționalismele lor, și dintr-o dată, slovacii s-au pus la masă și au zis, băieți, musai să vedem ce facem cu țara asta. Și am mers la o pensiune în Slovacia și am băut ceai de mentă uscată în pod din fundul grădinii culeasă. N-au venit ăia de la Sanepidul Slovac să-i dea în cap proprietarului pensiunii. Avea un pui acolo prin... Era bezmedic puiul ăla și eu eram bezmedic, era 7 dimineața și când m-a întrebat slovacul ce să vă gătesc de mâncare, eu cum nu știu slovacă, deci tu, ăla. L-a executat și în 3 ore mâncam și eu ceva bun. Din curtea pensiunii. Încearcă chestia asta să o faci în România. Și te duci cu toate instituțiile după tine, vin, îi fac, îl măsoară pe pui, îl iau să vadă cât are glicemia, dacă o învăța bine, cât are la matematică puiul, dacă a trecut testul în limba română puiul. Dacă puiul, de fapt, e o parte a unei conspirații mondiale care vrea să fure energiile sub Bucegi. Porcării de genul ăsta care se întâmplă pe la noi. Deci la birocratizare suntem ași. Când e vorba însă de pile, suntem stăpânii lumii. Bine, pilele nu se bagă pentru tovarășul țăran care are un pui în fundul grădinii sau al cotețului sau un pic de mentă. Nu. Pilele astea se bagă pentru băieții care sunt din aceeași gașcă. Știi că erau, până acum am numărat, 4 repetenți în fruntea României. Zgonia de 3 ori repetent,
Antonescu de două ori repetent, Tăriceanu odată repetent, ăsta la alt, Dragnea, odată repetent. Bă, și nu știu cum ăștia, când se apucă, când se mai sfădesc, nu se mai sfădesc, nu mai vezi cum ciripesc, cu ce te ajut. Ia uite aici, adevărul.ro. Dăm știrea mâncui sufletul. Dragnea l-a invitat pe Zgonea la finala Superligile la rugby. Vreau să văd ce face și dacă îl pot ajuta cu ceva. Știu că nu muncește nicăieri, sărăcuțul. Domnul Zgonea, al doilea sau al treilea om în stat, de fapt, n-avea nicio calificare, băieți. Că dacă avea ceva calificare, se îmbulzeau firmele private. Domnul Zgonea, dar vă rog frumos să veniți la noi, dar cu experiența dumneavoastră, cu știința dumneavoastră, cu sinapsele dumneavoastră, am vrea să vă avem în conducerea companiei noastre, pentru că ați fost strateg pentru toată România. Cum să nu vă pricepeți la o firmuliță de asta noastră? Și aici aveți, încă o dată îl dau Liviu Dragnea, vreau să văd ce face Zgonea și dacă îl pot ajuta cu ceva, știu că nu muncește nicăieri. Adică, dar de ce nu îl poți ajuta pe domnul Țăran? Care vrea să dea un ceai de mentă în pensiune în Bucovina. Dar pe tovarășul Țăran din Ardeal, care poate și el știe să facă un paprikaș de la adevărat de pui, dar nu poate să-l ia din acolo din coteț. Trebuie să meargă la supermarket să ia pui și dacă se uită bine pe ambalaj, puiul ăla, hăi, vine din Bahia, din Brazilia. E o regiune din Brazilia. Am cumpărat odată pui de ăsta și când m-am uitat acasă, Bahia. Tulai, Doamne, nici n-am auzit de ea. Repede, internet, Bahia, regiune, în Brazilia, coastă. Frumos, frumos. Cartofii ultimii era să-i cumpăr din Chile. Noroc că mi-am dat cu dreapta peste stânga. Nu? Le avem. Roșii din Spania, din Olanda. Știi? Că zici, mă, Spania, au o climă, mai nu știu cum. Dar Olanda n-are climă, mai nu știu cum. Noi avem o climă și mai nu știu cum decât Olanda. Dar noi nu știm să facem pentru că noi suntem... cum e aia? Românul s-a născut poet, slava și frumos de naș și frumos român, chestii de genul ăsta. Nu? La pile suntem cei mai buni. Vreau să-l ajut pe domnul Zgonea. Dom'le, de ce nu-l ajută propria sa competență pe domnul Zgonea? Când ești al doilea, al treilea om în stat, se presupune că ești un tip extrem de competent. Te duci, ții conferințe, uite, Tony Blair. Nu, gata, nu mai sunt prim-ministru, merge prin toată lumea, ține conferințe pe sute de mii de euro. Că lumea vrea să afle din gura lui niște chestiuni care privesc securitatea globală, alimentația globală, sănătatea globală, politicile publice, o grămadă de chestii de-astea. Domnul Zgonea, despre ce să vorbească? Nu? Ăștia de acum, despre ce să vorbească? Uite, eu sunt curios că nu mai este Dragnea, președinte PSD, deputat, prim-ministru sau ce-o fi, că e președinte de țară, toate le-am pus la un loc câte un pic, câte un pic din toate astea, oare ce o să facă? Că el e săracul inginer auto. Oare mai are la tine inginerie? Mai are să verifice instalația electrică dacă îi arzi becul, dacă nu îi arzi becul, dacă mai are semnalizarea? Domnul, dați un pic cu marșarierul să văd că nu s-aprinde becul ăla la stopul. Știi? Tăriceanu, oare ce o face? Asta a fost manechin. Ce o să facă? Bine, pensii speciale, pensii speciale. Iohannis. Iohannis măcar mai are înapoi la catedră. Deși am înțeles că era profesor bun de fizică. Nu știu ce a trebuit fizica asta cuantică numită România. Da, mă rog. Nu? Dar poți să faci și altceva. Poți să fii, cum să zic, poți să dai nume de școli, de exemplu. Ai văzut în Dâmbovița, nu? Incomodmedia.ro. Știi cine e ăla din mijloc? Ăla de bronz sau de ce-o fi? Ai tatălui Adrian Năstase. Brusc, cei din Dâmbovița și-au dat seama că au trecut pe lângă o valoare extraordinară. Pe lângă un fel de Brâncuș al Dâmboviței. Pe lângă un fel de Einstein al județului. Și au zis acum, domnule, hai să-i facem un bust. Om o fi fost, n-o fi fost, eu n-am auzit cel puțin până acum de tatăl lui Adrian Năstase să fi fost mare, mare, mare inventator, să dai numele unei școli, dar am văzut altceva. A venit Tutuianu, cum l-o chema pe ăla de la Dâmbovița, care e și șeful comisiei SRI, ceva în genul ăsta, și a zis el acolo, bust, nume de școală, dar vai, domnule Adrian Năstase, ce nedreaptă a fost istoria cu dumneavoastră, că dacă erați dumneavoastră președinte, oh, alta era România acum. Eu sunt convins că era alta. Eu sunt convins că era alta, că și Belarusul ar fi altul dacă n-ar fi Lukashenko. Și atunci dacă le pui pe dos,
Poate eram noi, Belarus, ce erau România. Era din Belarus. Era Uniunea Europeană și noi în locul Belarusului. Că ce nu înțeleg băieții ăștia de la noi este că prea multă putere înseamnă foarte puțină putere. Prea multă putere e un fel de steroiz, știi? Pe care le bagi. Știi că toată lumea zicea lună, stase aneu. Aneu sau cum mai ziceau ăștia, stai un pic. Adiță îi ziceau ăia apropiații Hrebenciuc ăștia care erau serus cu el și ăștia ziceau aneu. An, Adrian Năstase, tata, Zeus, Neptun, Aneu. Știi? Era un fel de, era un fel de legendă populară, era un fel de Iancu Jianu, era ăla care are atâta putere că dacă clipește repetat cu stânga, toată țara e la stânga. Nu putea clipi cu dreapta deloc, nici cu amândoi, numai de stânga. Pentru că în stânga asta s-au dezvoltat niște averi demne de oameni de dreapta, de oameni de afaceri. Și după aia aneul ăsta, Zeusul, a intrat și la pușcărie și l-a făcut deținutul 0042, nu? Cred că era. Sau 49. Că așa e. Așa e lumea. Îți mai arăt o nebunie pe care încă ai noștri au lăsat-o baltă. Știi că trebuia să facă drumul rapid între Timișoara și Pancevo. Sunt două puncte de vedere și nu știi pe care să-l crezi. Zice Grindeanu, din păcate partenerii sârbi, pentru că aici trebuie să fie de acord și Serbia și România, consideră și au considerat că nu este strategic acel proiect pentru sârbi, pentru Serbia. Și au renunțat la susținerea pentru proiectul respectiv. Nu din partea noastră, ci din partea Serbiei s-a renunțat. Bă, ai văzut-o pe la antene, ai văzut-o pe la televiziune românești, zici, asta este tată. Da, dacă te uiți un pic prin partea sârbească, aia care nu este citată niciodată de televiziunile din București, ci de televiziunile sau presa din Timișoara, de exemplu, că era vorba de Timișoara-Pancevo, drum rapid, ia să vedem. Opinia Timișoarei. Serbia anunță că n-are nicio vină pentru renunțarea la autostrada Timișoara-Belgrad. Reacția Ministerului Transportului în țara vecină. L-au auzit pe domnul Grindeanu și au zis, hopa, aprindeți becul, vine Grindeanu. Ce zice? Serbia a sprijinit proiectul de construire a unei autostrăzi care se lege Serbia și România și l-a considerat unul strategic, doar că partea română n-a aprobat în timp util începerea proiectului, a anunțat luni Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii al Serbiei. Nu este vina Serbiei pentru renunțarea la autostrada până în România? Se menționează în comunicatul dat în legătură cu informația că Serbia s-ar fi retras din construirea autostrăzii de la Pancevo la Vârșeț. Se arată într-un comunicat publicat de agenția de presă Tianyung. Autostrada ar fi urmat să aibă aproximativ 140 de kilometri între Timișoara și Pancevo și două benzi pe sens. În octombrie anul trecut fusese aprobat studiul de fezabilitate în valoare de aproape 9 milioane de euro. Șoseaua ar fi urmat să fie gata până în 2025. Sârbii ne bat obrazul. Că noi am crezut că dacă mergem până la televiziunile de participare de stat și spunem acolo, domnule, dar noi vrem, dar aia nu vrem, să vedeți și de fapt ce scrie tata. Scrie că partea română n-a aprobat în timp util începerea proiectului. Pentru că partea română are total alte visări decât să aprobe chestii de infrastructură. În mod normal zice așa, mă, e vorba lui împotriva vorbei ăstuia. Vorba sârbilor împotriva vorbei românilor. În mod normal zici 50-50. Dar când mă uit cum se fac autostrăzile în România, încerit de melc și cum stau ele agățate pe hârtie și pe planuri, și mă uit la CNADR sau CNAIR, și mă uit că în loc să fac autostrăzi, pun tot felul de opritoare și de porcării pe E60, de exemplu, și de spart sate, taie satul în două și n-ai o trecere de pieton pe prin care să mergi și tu să-i zici la vecina dă o ceapă, sau hai la poartă, nu? Eu înclin să cred partea sârbă. Când văd că autostrada Transilvania ar putea fi gata în sfârșit aia 8 km jumătate, cu care să te laudă ăștia
Numai că nu pot fi legați de ăia la 52, în 20 de ani, da? S-au făcut 52 de kilometri, plus 8. Că lipsește un pod. Că a uitat să facă podul. Între partea asta și partea asta. Nici nu mai sunt jenați când vorbesc, dom'le, vom face un ciot de autostradă. Mă, băiatule, păi tu când îți cumperi covor prima dată, îți cumperi bucăți din covoare și le coși? Sau iei un covor și îl pui așa frumos de-a lungul camerei? Un preș. Autostrada se face pornind de la punctul A până la punctul B. Pentru că ai pornit, ai lăsat breteaua, ai pus taxă și din taxa aia plus din buget, bași bănuții în asta care urmează, se dezvoltă acolo o pensiune, se dezvoltă o benzinărie, încă o pensiune, încă o benzinărie, sunt taxe pe care le bagi tot la autostradă. Povestea noastră tot la centralist se întoarce. Pentru că el face o ciot de autostradă și dacă bagă, să zicem, o taxă, dacă ar băga o taxă, banii pleacă în bugetul central. Eu pe litru de benzină plătesc taxa de drum. Dar eu pe taxa de drum nu văd să beneficiez de drumuri. Dar ei bagă acolo la bugetul central că trebuie să facă pensiile speciale, 1 miliard de euro pe an, trebuie să pună și metroul din București în bugetul central, să-l plătească și ăla din Vaslui, și ăla din Timișoara, și ăla din Lugoj sau din Sighet sau din Cluj. Mai trebuie să bage acum inclusiv clădirile cu risc seismic, reabilitarea lor să fie băgată în bugetul central. Că la București nu mai sunt bani decât pentru trupa aia Ozon sau nu știu care, aia cu Picasso, așa, pentru tot felul de borduri. Nu, dar noi nu avem, nu vrem să ne băgăm, nu? Nu vrem să ne băgăm noi Primăria Generală a Bucureștiului în reabilitarea clădirilor istorice, că nu avem bani. Dacă vine cu tremurul, vai, 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 cum băgăm noi bandă galbenă pe televizoarele noastre, alea care țin cu primăria. Dar nu zicem că există un risc seismic pentru niște clădiri foarte vechi și ar fi cazul ca primăria, care are un buget de 1 miliard de euro, să le reabiliteze. Nu. Noi zicem să le băgăm în bugetul central să plătească tântălăul de German de la Cluj, ăla din Timișoara, ăla din Sighet, din Megidia, din Vaslui și din Lugoș. Nu? Foarte deștepți suntem. Și atunci, să nu vă mirați, tovarăși, de la guvernare, când apar astfel de comentarii. Comentariul de la Emil pe opinia Timișoarei. Atâta vreme cât autostrada respectivă nu leagă Timișoara de Oltenița, Corabia sau Alexandria, sau de orice oraș din Doș sau Teleorman, de fapt, nu există interes să se facă așa ceva nici într-o sută de ani, cu toate fondurile Uniunii Europene oferite. Din cauza acestei mentalități de favorizare exclusivă a satului oltenesc sau moldovenesc, natal al ciracilor de la București, prin fondurile de la bugetul național, la care contribuie din plin și Timișu, România este condamnată la înapoiere. Deja din cauza lipsei infrastructurii rutiere adecvate s-au pierdut investiții serioase în România și se vor pierde în continuare până când această țară va deveni gaura neagră de pe harta rutieră europeană. Când ipochimenii vor pricepe că dacă nu fac nimic s-a zis cu tot, chiar și cu posibilitatea lor de a jefui țara, va fi prea târziu. Vă simțiți confortabil, domnilor de la guvernare? A? Nu cred că e vorba de o favorizare exclusivă a satului oltenesc. Favorizare, da. Că ajungă ea la guvernare, ai văzut. Madame Olguța, ai văzut că Teleormanul, jumate din Teleorman, cred că s-a făcut secretar de stat acum. Nu? Dar este dreptul omului să spună așa ceva atâta vreme cât, în Timișoara fiind, vede și el una alta. Eu m-am întors acum de la Timișoara. Am fost sâmbătă, am avut o conferință acolo. Da, mi-a luat familionul și am zis, băieți, Timișoara, după aia Hunedoara, Castelul Huniazilor, Sebeș, tot felul de nebuni. Nu vă dați seama ce trafic greu e pe autostrada aia care leagă, așa aia lui Ponta, dărâmată, Sebeșul de Timișoara. Sebeș e un orășel cu 32.000 de locuitori. Investițiile în Sebeș sunt 1,5 miliarde de euro, tată. Sunt județe în România care n-au 1,5 miliarde investiții străine. Probabil mai mult de jumătate din județele din România încă mai stau să aștepte 1,5 miliarde. Cât are un orășel, ca Sebeșul, de 32.000 de locuitori. Aia unde la mână. Acolo trece economia. Acolo se vede economia. Când am mers
Ultima dată în Paris, am mers de la Beauvais, 62 de kilometri, până la Paris, cu niște prieteni cu mașina. Aglomerație, aglomerație, aglomerație pe autostradă. Și erau foarte bucuroși. Zic, bă, dar ce v-a apucat? Nu vezi că stăm aici 60 de kilometri, facem într-un ceas jumate. Da, mă, dar asta înseamnă că se mișcă economia. Asta înseamnă că-s locuri de muncă, îs taxe, îs școli, îs spitale, sau autostrăzi, îs. Și atunci mi-am dat seama, hopa, și mi-au zis, când vei vedea în România că merge marfa dintr-o parte în alta, atunci să știi că România își devine. Se mișcă marfa, tată, din Sebeș, Timișoara. Și noi zicem, să vedem dacă aprobăm oarecum, să facem, să ne mieunăm puțin, să vedem dacă facem cu sârbii autostradă. Moldovenii, primarul Chirica, a anunțat că vrea să strângă 1 milion de semnături ca să înceapă autostrada Iași-Târgu Mureș. Că dacă face autostrada Iași-Târgu Mureș și termini Sebeș-Turda, Turda-Târgu Mureș, termini și autostrada Transilvania, ai coridorul 4, mai faci un pic, nu mai tot porcării de-astea de autostradă numai ca să merg la mare și la munte. Că nu-s pentru concedii autostrăzile. Sau nu-s în primul rând pentru concedii. Te-ai dus de la Pitești-Sibiu, pe care ai promis-o de 10-15 ani. Și atenție, autostradă gratuită. Îți dă Comisia Europeană banii. Și tu zici, nu, să mutăm acolo, mai către Alexandria, mai către București, Brașov, să mergem la munte. București-Sibiu. București-Pitești-Sibiu. Înseamnă că ai dus tot. Jumate din țară, jumatea de sus cu jumatea de jos, le-ai dus către export. Frumos. Sigur că nu ne convine că trece autostrada, una prin Banat și o autostradă prin Transilvania. Dar băiete, aici nu e vorba de politică. Nu se înseamnă că se rupe Transilvania sau se rupe Banatul dacă tu faci autostrăzi. Este vorba de geografie. Astea două sunt mai la est, mai la vest. Dacă sunt astea două mai la vest, înseamnă că pe aici merge marfa la export în Occident. Simplu. Dar ca să înțelegi chestiile astea, în primul rând, nu trebuie să fii rămas vreodată repetent. Nu? Cum râdeam noi de repetenții clasei? Cât de violenți erau ăia? Ce șmecheri erau? Cum ne povesteau nouă că ei merg cu gagici și noi suntem tâmpiți și învățăm suma lui Gauss sau îl învățăm pe Sadoveanu. Noi suntem acolo și ne gândeam, bă, tăntele, oare ce succes au ăștia? Și după aia, ghișine-ți mai decât un SMS, auzi, am înțeles că ți-ai făcut o firmă, n-ai putea să mă angajezi și pe mine, că știi, eu sunt colegul tău ăla. Am fost împreună în clasele 9-10, că după aceea eu am rămas repetent și viața m-a dus spre o școală a vieții. Am mai lucrat la unul, am mai suflat în carburator la altul, am mai suflat în jiglăr, mă pricep. Știu, dar ce te pricep? Orice. Dar ce? Dom'le, orice, de la tinichigerie până la spălat carburatoare, până la suflat în jiglăr, tot, orice. Și când îl pui, dar nu dai o bere mai întâi. Și adevărată chestia aia, că cine mestecă bere cu vodcă în clasa 11-a, mestecă molterul, mortarul, cimentul cu nisip și cu apă, după ce gata liceul. La necalificați. Dar ți-am spus, ca să înțelegi prioritățile unei astfel de treburi, trebuie să fii un tip eminent. Nu poți pune tăți de ăștia, infractorii, repetenții, de ăștia, în fruntea unei țări. E ca și cum ai pune pe un repetent șeful clasei, mă. Nu poți chestia asta. Nu. Efectul să-l dea Iamuni. Dă-mi-l în Skype. Romaniacurata.ro. Ministerul Afacerilor Externe cangrenat de rubedenile, neamurile și pilele politicienilor. Băieți, și dă-i sus, dă-i să meargă, că numai neamuri. Din 1100, atât are, 1100, dă-i, uite acolo. Nu? Dar dă-l mare pe ecran să se vadă că ăștia numai deștepți. Ia, uite acolo. Alina este fată de baron local, fostă soție de interlop, sonă de fin și colega lui Ponta și actuală soție de funcționar public. Dă-i mai încolo, la nimereală. Așa? Dan Neculescu, consilier al premierului Grindeanu, fost secretar de stat în mai pe vremea premierului Cioloș, fiu avocatului nu știu care. Ramona Niță, reprezentanța României la Uniunea Europeană, sectorul telecomunicației, fiica fostului ministru PSD Niță, condamnat pentru corupție.
Opaschi. Opaschi scrie că e consul la Istanbul, nepotul Victor Opaschi, fost consilier prezidențial al lui Iliescu. Uite că avem și pe Pogea, șeful secției energie din cadrul reprezentanței României la Bruxelles, fiul fostului ministru PDL al finanțelor, Gheorghe Pogea. Dai. Uite. La Zaragoza, în Spania, este consul din august 2012, Alexandru Steriu, fratele fostului președinte UNPR Valeriu Steriu, acum în partidul lui Traian Băsescu. Raluca Șeitan, viceconsul la Dublin, soția fostului ministru PDL al muncii, Mihai Șeitan. Adică, numai de ăștia. Din 1150, sau cât, cred că la final scrie, concerca România curată, site-ul ăsta, să dea telefon. Bă, dar ăștia când au intrat? Nu, domnule, sunt detașați. Adică până acum am fost la firma lui tata și am primit o detașare la Ministerul Afacerilor Externe. Că e politică externă și pe noi ne interesează chestia asta, că ce se face acolo? Stai tățăzua și nu faci nimic, că nu te bagă Trump în seamă, nu te bagă Putin în seamă, nimeni nu te bagă în seamă. Merkel nu te bagă în seamă? Nu. No. Crezi că se întâlnește Merkel cu... Mai dă mai aia, de ce nu dați pe ecran? Să vadă lumea, bă, că aici sunt luminți, lumina, te mâncața sufletul tău. Bă, regie, bă, tu te joci cu creierul națiunii. Bă, astea trebuie date mari pe ecran, nu, eu chioschel și urât și... Ai văzut ce m-am bronzat? Foarte tare m-am bronzat, bă, zici că-s de la, era să zic și m-am amendat după aia. M-o brumărit. Ia, uite aici. Ia, să vedem. Hai să luăm la nimereală. Mai dă-i, că e frumos. Uite așa. Valerica Iepure, ambasador în Indonezia, membru PDSR și apare pe celebra lista lui Eugen Mihăiescu, fost senator și ambasadorul României la UNESCO, soțul ei, Cristian Iepure, prim colaborator al ambasador din Indonezia. Dă-i. Claudiu Helvig, consul la Castellón, Spania, fratele directorului SRI, Eduard Helvig. Așa. Dă-i. Mulți, foarte mulți. Da, dar tu dă, până la pauză, dă că e păcat să nu vadă oamenii câte minți luminate avem, tată. Vlad Vasiliu este ambasador în Elveția. Ghici cine-i? Ginerele fostul premier Radu Vasile. Adică, bă, nu ne punem cu ăștia. Trebuie să fie. Uite, Ion Sion Bujor, șef de misiune diplomatică în Filipine, fiul viteg al fostului președinte Ion Iliescu. Consul în Dubai a fost înainte, a fost rechemat în urma unui scandal. Nu contează. Nu. Andreea Seucan coordonează zona de afaceri interne la reprezentanța României la Bruxelles. Soția lui Claudiu Seucan a fost secretar de stat în Ministerul Justiției pe vremea ministeriatului Cristi Diaconescu în 2004. Andreea Nora din două. Așa este și Nora Aspaziei Cojocaru, fost judecător la CCR. Adică nu te joci cu ăștia, bă. Ăștia sunt dinastie. Deci așa cum aveau chinezii dinastii de radio mie de ani, așa le-am început și noi în 89, tată. No, mai avem încă, au trecut 27 de ani, mai avem încă 900... 73 de ani, bă, și-am scăpat. 973 de ani, am făcut mia, începem altă dinastie, tată. Da? Trebuie să luăm publicitate, așa? V-ați enervat că am dat lista aia, că voi nu sunteți pe listă, așa? Aia din regie. Nu sunteți pe listă. Ăștia acum fac scandal în regie, că vor pe listă. Da, mă, mereți, mă, frunze, mereți la Ministerul Afacerilor Externe să vă dea aia de mâncare, bă, că după emisiunea mea nu câștigați mare lucru. Așa vă trebuie. N-ați învățat, așa vă trebuie. N-ați avut un... N-ați avut, mă. Nu că nu v-a plăcut școala, ăștia râd acum. Nu a avut și ei un tată-socru. Nu a avut și ei să fie chestie de a un nepot al lui Cutărică. O amantă. Cristina, mamă. Dacă erai tu amantă al lui nu știu care. Acum Cristina la regie, înțelegeți? Cristi e Rusia și acum... Păi nu, că nu mai lucrai acolo cu mine. Acum veneai și făceai pe Piții Ponceală pe aici. Ce e? Chelul ăla de acolo se dispare de acolo. Ăla vorbește urât despre partidul lui socrul meu, da? Publicitate. Am revenit, v-am vorbit despre repetenții din fruntea României. Aia care a condus România din ultima bancă. Nimeni nu m-a odată. Zgonea, de trei ori repetent, Antonescu de două ori, Felician odată repetent, domnul Dragnea odată repetent. I-am zis, domnul, pașu. Bun, și acum vorbim despre școală ca să enervez politicienii. Și vorbim despre școală ca să priceapă aia care nu sunt politicieni, că aia pricep cel mai bine, ce e aia școală.
Și vorbim cu profa de bio, o știți, Andra Culișir, binevenit. Bine v-am găsit, salut. Și cu Tea Oniga, din clasa 11, binevenită. Mulțumesc. Voi ați făcut un fel de nu știu ce, de festival. Gipstocul, nu? Liceul Ghibu, de chimie. Științele naturii. Științele de naturii, teoretic, așa, care își face propriul festival în fiecare an. Dar festivalul ăsta nu e numai așa ca să ne zbânțâim, să mâncăm mici, să bem beri pe ascuns, ci are și o cauză nobilă. Eu vă aștept în minister, pe amândouă. Povestește-mi tu despre asta. Despre ce aș face eu în minister? Sau? Nu, că n-am atâtea boce să-ți dau. Da, festivalul Gipstock este primul festival din curtea unei școli, din toată țara și deocamdată singurul care se află la acest nivel, în sensul în care nu e un fel de festival, e un festival în toată regula. Anul acesta a fost pentru două zile, a durat două zile, este la 8-a ediție și am avut peste 5.000 de persoane participante. În prima zi, nu știu, 2.800 și ceva, a doua zi 2.300 și ceva, vineri și sâmbătă. Ce-i cool la festivalul ăsta, pe lângă faptul că se ține într-o școală, ceea ce deja îl face să fie deosebit. În curtea unui liceu. Da, în curtea unei instituții de învățământ se poate. Pe lângă asta e super fain pentru că e făcut în totalitate de voluntari. De mine și un grup de inițiativă comunitară, un grup de elevi numit Clubul Impact, care este partea unui program național de educație prin metode non-formale și educație prin implicare civică, programul Impact al Fundației Neorizonturi. Funcționează în mai multe județe din țară și mai nou la nivel internațional ca și program educațional, e super fain. Și voi ați făcut chestiunea asta ca să strângeți bani? Și noi am făcut chestiunea asta, da, asta e încă un motiv pentru care festivalul e mișto. Este făcut în totalitate de voluntari și este făcut întotdeauna cu un scop nobil. Toate fondurile care se strâng merg către o cauză din comunitate pe care o identifică copiii împreună cu mine. Deci nu e genul de proiect în care am găsit o casă de copii, hai copii să strângem bani și să fim noi importanți că ce mare lucru am făcut. Și, de fapt, probabil să nu fie atins o nevoie reală a copiilor alora. Că de multe ori n-au nevoie, de exemplu, de cadouri de Crăciun, ci au nevoie să fie cineva cu ei în timpul anului să-i mediteze la mate. Sau... Și multă lume cumpără repede cadouri, numai că se scape și să se simtă super implicat. De Crăciun fi mai bun. Da, 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 fi adevărat. Da. Noi încercăm să evităm genul ăsta de pseudo-probleme, încercăm să identificăm nevoi reale în comunitate. Pentru asta facem întotdeauna un soi de analiză, ne plimbăm, întrebăm în stânga, în dreapta, vedem ce lucruri ne afectează, ce lucruri se pot rezolva. Și în fiecare an am strâns bani pentru o altă cauză. Niciodată nu strângem banii să-i dăm direct, ci strângem fondurile cu care pornim un întreg proiect după. Durează cam jumătate de an, un an, depinde de ce ne propunem în anul respectiv. Am făcut de la proiecte ecologice până la proiecte sociale, whatever. Anul ăsta pentru ce astăzi? Anul ăsta am strâns bani pentru că vrem să contribuim la turismul din Cluj, care deja merge bine, dar simțim cumva că avem tendința să fim infatuați puțin ca și oraș. Ce fain suntem, câte titulaturi avem, ce oraș liber și implicat și plin de oportunități, dar oportunitățile astea nu îi includ pe chiar toți cetățenii orașului și o categorie pe care am identificat-o noi sunt persoane cu deficiențe de vedere care nu au acces la turism așa cum ar trebui să aibă într-un oraș european. Și a fost ideea două fete din clasa 11-a, Carla și cu Bibi, care s-au tot gândit și au zis, măi, dar noi nu avem scris plăcuțe în braille, aproape nicăieri. Sunt inițiative, dar la nivel foarte mic. Există o asociație care a făcut asta, Babylon Travel, a făcut acum vreo 2 ani un proiect foarte fain, prin care au făcut la Centrul de Turism din Cluj un mini traseu ghidat prin oraș cu 10 obiective. Este ca o cărticică, dar nu este pentru persoane nevăzătoare, ci pentru persoane cu deficiențe de vedere, cu litere scrise mai mari. Și au avut și voluntari care timp de un an au ajutat nevăzătorii să meargă prin oraș. Ne-am vrut să ducem toată treaba asta mai departe și proiectul include mai multe chestii. Cumva vrem să accesibilizăm turismul pentru toată lumea, nu doar pentru ei, dar de data asta targetați sunt ei. De exemplu, vrem să facem în centrul orașului, în centrul istoric, o placă mare din bronz, cum există în foarte multe orașe europene, cu clădirile din centru în 3D, cu braille, cu audio guide, pentru că am aflat, discutând cu persoane de la liceu pentru nevăzători, că nu toți știu să citească braille. Dacă merg la școala respectivă din clasele 1-4, da, dar dacă ajung mai târziu, este mai greu.
Și atunci includem și un audio guide, ce ușor, la apăsarea unui buton auzi informații despre clădirile respective. Și automat pentru ei, statuia Matei Corvin nu este doar un obstacol pe care trebuie să-l oculească din stânga în dreapta, ci pot să pună mâna și să simt exact cum e clădirea. Sau, mă rog, în cazul ăsta, statuia respectivă. Tare. Dar nu numai acolo, deocamdată vrem să-l pilotăm, să facem o plăcuță de genul ăsta. Am vorbit și cu oameni de la primărie, am vorbit și cu arhitecți, am vorbit și cu Centrul Cultural Cluj, sunt o groază de ONG-uri care au fost super încântate, inclusiv din primărie. Și noi vrem să facem asta, dar tot nu ne găsim, că oricum facem o groază de alte chestii. Ce fain că vine inițiativa de la o profă și un grup de copii și un liceu. Asta e fain la primăria noastră, că încurajează oamenii să facă chestii în oraș, de-aia și Clujul merge ok, după părerea noastră. Și pe lângă asta mai punem lucruri, de exemplu, pe Cetățuie. Multă lume ajunge să viziteze orașul jumătate de zi și coboară la gară, nu e neapărat cea mai faină zona orașului, ajung până în Parcul Mare și vor să urce pe dealul Cetățuii să vadă orașul. Și văd o groază de clădiri și biserici și multe confesiuni și un oraș multicultural, dar habar n-au ce văd, că nu este nicăieri descris. Și atunci o plăcuță de plexiglas cu skyline-ul Clujului, cu fiecare clădire explicată care ce și dacă o faci în relief și cu braille, o rezolvă toată problema. Și mai multe plăcuțe de asemenea, de genul ăsta puse în oraș. Vrem să includem în modelul ăsta și meniuri în braille la diferite localuri din centru, pentru că multă lume zice, nu pun, dar merge omul nevăzător și îi zice chelnerul ce vede acolo, ce poate să aleagă, dar nu îți știrbești un pic din demnitate să stai tot timpul la mila unui chelner care poate n-are răbdare să-și citească tot meniul și zice, da, friptură cu cartofi și omul ăla peste două săptămâni tot aia-și comandă, că n-are răbdare chelnerul să-i zică mai mult. Așa că tu poți să ții meniul tău în limba ta pe care o înțelegi, să citești tot meniul și să decizi ce vrei tu singur, ca individ. Vezi, dincolo astea sunt lucruri atât de normale. Da, și pentru și noi. Și zici că vorbim de OZN-uri. Păi nu o să mai fie OZN-uri după ce implementăm treaba asta, că nu e chiar așa de complicată. Tu ești în clasa 11. Da. Eu în clasa 11, sincer, mai bine nu zic ce făceam, că nici i-am spus lui tata. O afla el așa de la cunoscut. Destul de fain ca să te înțelegi cu un profesor, să faci festival, aici vedeți festivalul din curtea școlii, să fie și în premieră națională și să faci chestii cu de atitudine socială, că până la urmă e vorba de atitudine, de restarta stima de sine în cazul comunităților care sunt mai date la o parte, este sintagma, din păcate. Cam câți colegi din clasa ta participă la asta? Păi nu e numai din clasă, din clubul nostru sunt oamenii de liceu, cum ar veni. Din clasa mea încă vreo 4 oameni, cred că mai sunt. Suntem din clasa 9 până în clasa 12 și de facultă, ne ajută și copiii de la liceu, de la gimnaziu, scuze. E așa, o amestecătură de oameni faini care fac lucruri faine. Și când vă întâlniți? După teme? După... După școală, în principiu. După școală, în vacanțe, în weekend-uri, când avem timp. Trebuie să jonglăm așa cu școala, cu temele, cu meditațiile, sportul. No. Da, se poate. Da, eu da, la fel, între școală, între meditații, între un curs, două. Eu de-aia vă întreb, că am văzut, o să eloc pe colegi, în Washington Post, e o chestie globală, chestia asta cu oboseala, care deja e brand al educației mondiale. O să vă arăt articolul din Washington Post și după dă-mi lump.ro. Eu acolo l-am văzut prima dată, da? Și dăm și ăla în românește, ca să vadă. Poate vede careva din minister, se împiedică de un ciot, nu-i așa, eu, ăla mare, mare. Dăm, te rog, și traducerea în românește. Nu? Ia să văd. Un profesor s-a pus timp de 2 zile în pielea unui elev. Nu mi-a venit să cred cât de obosit am fost după prima zi. Și aici începem să discutăm despre ce ar trebui să facă în învățământ. Cât de mult ar trebui să mă pregătească pentru viața aia de zi cu zi, dar pentru viața aia deșteaptă, să mă duc să-l ajut pe un, ce faceți voi, pe un om cu deficiență de vedere. Să înțeleg că poate nu-i cazul să-mi scuip țigara pe jos sau mai știu eu ce prostii de-astea. Și mă pregătește as în Sadoveanu, în nu știu ce celulă, nu știu de care, sau în suma lui Gauss, pe care le uit instantaneu după bacalaureat, dacă nu mă duc la o facultate de profil, și zic și eu, am trecut prin școală. La voi cum e? Sistemul... Tu ce ai schimbat în sistem? Sistemul, în primul rând, te învață să memorezi, te învață să gândești teoretic, dar chestiile practice nu sunt chiar așa dezvoltate la noi în învățământ. Și atunci, prin participarea la astfel de evenimente, să faci un festival, să lucrezi cu oamenii cu deficiențe de vedere, să te implici într-un proiect sustenabil ca acesta, îți
îți dezvolți anumite abilități să trăiești în viața de zi cu zi și să te confrunți cu anumite probleme, te învață să rezolvi probleme, să te descurci ca om. Că nu-i destul doar să știi noțiunile teoretice. Da, auzi, când vin ăștia din politică să vă vorbească la 15 septembrie, că deja și-au făcut pe partide. Tu te duci acolo, te duci la stai primarul sau secretarul sau deputatul sau senatorul, ăștia merg numai la premianță. Voi nu-i înconjurați un pic? Nu prea vine lumea, că noi suntem apolitici. Asta vii bani. Noi suntem o școală foarte faină în care toată lumea se implică, că altfel n-am avea șanse nici. Asta zic. De la director la profesor. Eu i-aș înconjura, dacă aș fi un diriginte, le-aș spune, bă, înconjurați-l pe tovarășul parlamentar sau pe tovarășul ministru, ziceți, domnule, hai la o jumătate de oră. Ia vin o jumătate de oră să povestești, nu despre grija statului față de aia, e flecție la manevră. Hai să vorbim despre memorare, despre atitudine socială, despre atitudine culturală, despre fundament cultural, despre ce mă înveți, de ce e important să știu cum o chema pe vară sa primarul lui Tutankhamon și habar n-am de, nu știu, statuia din centrul Clujului care zace, nu știu, în ce grajd. Dar de ce să chinui oamenii? Cum de ce să chinui oamenii? Eu știu cum i-aș face. Auzi, ai... Cristina, din regie, îmi găsești în... am fost acum la Castelul Huniazilor și am fost acolo, camera de tortură este unul spânzurat cu mine la spate. Mi-l găsești? Dă-l pe ecran. Camera de tortură, nu uita. Pentru că, până la urmă, dacă tu mă torturezi aici, eu de ce nu te-aș tortura în viața reală? Sigur, cu exagerări, cu ghilimele, cu metaforă. Dar trebuie spus. Având în vedere că începe cum a oftat orice discuție despre educație. E complicat, e o discuție super complicată, pentru că noi suntem parte din sistem. Sistemul educațional nu e făcut numai de miniștri cu care probabil nu suntem de acord. Dar de cine ai făcut mâncule sufletul? Ce ai făcut? Ai făcut vreodată vreo programă școlară în viața ta? Acolo. Eu am făcut planuri de lecție și am făcut, nu știu, mi-am plănuit în funcție de programa școlară și ni se dă flexibilitate să facem lucrurile cum vrem noi. Dar cred că foarte mulți suntem ancorați în fricile alea post-comuniste încă, dar fiecare om din sistem, în sistemul ăsta, ca să funcționeze un sistem. Uite camera de tortură! Super! În sistemul ăsta educațional intrăm fiecare dintre noi, intră copiii, părinții, profesorii și și mai mari inspectori, miniștri. Ce ați văzut pe ecran, ai din Castelul Huniazilor, ai niște manechine, nu aveți impresia că m-am dus și l-am spânzurat pe nu știu care ministru prin Castelul Huniazilor? Dar ce fain, se asociază imaginea. Nu, uite. Nenea ăla. Nu, eu luat tabla de pe zi. Durlici de pânză. Știi, și l-o pus, manechinul. Uite, arată bine. Na, nu știu, noi avem o atitudine foarte pozitivă, că dacă noi am fi fost dintre cei care se frustrează foarte mult, deci dacă te frustrezi, trebuie să și faci ceva în legătură cu asta. Dar ce mânc cu sufletul? Că eu deja nu mai fac teme la fiica mea din clasa 3-a, că nu le pricep la matematică. Dar fiecare poate să-și facă rolul pe care îl are. Un părinte, de exemplu, poate să încerce să înțeleagă că da, sistemul e greu, e și enervant, dar nu profesorii și cei care trebuie neapărat luați la rost, ci că sistemul, păi de cele mai multe ori așa se întâmplă. Că eu n-am vorbit niciodată cu un profesor să reproșez ceva. Tu nu, dar... Numai când am văzut că în Franța se face... Hai un pic pe la școală să vezi. Suma lui Gauss în Franța se face în clasa 9-a și la noi în clasa 5-a. Bă, tată, wow! Om în cu sufletul, că stai popor de academicieni. Eu înțeleg complet, înțeleg nemulțumirile, dar sunt singur om și ca om pot să fac tot ce ține de mine să fie mai ok. Și dacă încep să mă frustrez teribil și simt că nu mai îmi găsesc locul, e datoria mea să plec și să las pe unul care poate să facă treaba mai bine. Cât timp încă simt că pot să fac treaba bine, da, pot să și critic, dar nu pot numai să critic fără ca eu personal să fac ceva. Dar tu faci ceva. Eu fac. Și suntem destul de mulți care facem, să știu. Uite, la noi în școală chiar toată lumea face. Și de-aia merge bine, pentru că n-am ținut cont de ce nu merge bine în sistem în general, ci am încercat pe partea noastră să facem cât putem de bine. Și drept urmare, copiii s-a tras de școală, copiii vor să vină la acest liceu. Cum îi aduci la școală? Prin toată oferta educațională. Extrem de important să mergi cu plăcere la școală. La noi, la școală, copiii și profesorii vin cu plăcere. Să știi. Și direcțiunea vine cu plăcere și e super fain la noi la școală. E super cool. Pentru că nu stăm să ne cramponăm de ce nu merge, ci vedem ce nu merge și încercăm să găsim soluții la ce nu merge. Atâta cât putem să facem noi la firul ierbii, unde lucrăm noi. Dacă am pretenții să fac mai sus, atunci e datoria mea să mă duc în inspectorat, să mă duc în minister și de acolo să schimb. Până eu nu sunt confortabilă să fac chestia aia, eu nu am cum să judec neapărat munca altuia. Aș împuternici mai tare fiecare școală. Asta aș face. Păi da, autonomie. Aș da autonomie, da. Dar asta toată lumea știe. Deci nici n-are rost acum. De ce crezi că le frică să facă chestia asta? Până la urmă, faci copiii mai deștepți. Dacă îi lași să
fie în ritmul lor, să înțeleagă lumea în ritmul lor, sigur, cu niște repere. Dar se încearcă și ea să dea autonomie, numai că e foarte greu, dar nu numai la noi în țară e problema asta. În toate sistemele de învățământ, dacă și articolele dacă la noi din America... Nimeni. De... Suntem 42% analfabeti funcționali. Pe mine asta mă sperie. Dar testele PISA, să fii 42% analfabeti funcționali în clasa 12-a... Cam rămas încă cu tarele alea, după părerea mea, în care se pune accentul pe formă fără fond și hai să facem un proiect, hai să facem să fie bine. Să fie bine că mă verifică ăla, să fie hârtiile în regulă, nu contează ce ai făcut de fapt, dar hârtia să fie, să fie dosarul și acolo, maculatură. Și vine unul săracul de la inspectora care n-are nicio vină, că și el la rândul lui trebuie să prezinte hârtiile. Mai departe, suntem toți angrenați într-un sistem din ăsta de unde ne-i frică să ne scoatem capul din el, că asta e starele post-comuniste. Se fac hârtii peste hârtii peste hârtii pentru cineva care nu le va citi niciodată. Deci toți știm asta și la nimeni nu ne convine. Om cu om cu om, suntem oameni foarte valabili în sistemul ăsta. De la copii, la părinți, la profesori, la director, la inspector, la miniștri și la administrație publică. Dar cumva, împreună nu funcționăm, pentru că eu, după părerea mea, încă există, cred că încă există lipsa de capital social pe care am moștenit-o din comunism, în care ți-e frică să faci ceva diferit că dacă cineva zice ceva. Și atunci mai bine stau, că dacă încerc să fac, dacă mi-o încasez, mai bine stau pe... Lasă, maică, fii cu minte, fii cu minte, cum era pe vremuri, e bun copilul, și cu minte stă la oră, nu scoate niciun cuvânt. No, chestia acum nu mai funcționează și e foarte greu, că e un clash între generații, de fapt. Deci generațiile care încă au trăit în comunism și nu știu, sau în anii 90 când era haos și nu știu încă cum să gestioneze toată treaba asta, un om care toată viața lui a stat cu frică, e foarte greu acum să-l înveți să iasă afară din... Și ce faci? Îl dai afară? Nu poți să faci treaba. Aș trece la tăia. Și copiii care vin din urmă cu toată nebunia. Știi că în școală ar trebui, pe lângă Suma lui Gauss și Mihail Sadoveanu, să înveți despre valori. Consider că ai învățat despre valori mai multe datorită programei școlare sau datorită acestor artificii de atitudine, am strâns, m-am dus, am vorbit cu, cu cei cu deficiență de vedere, am fost la țară și am pus la punct un laborator, ce ați făcut anii trecuți, un laborator de nu știu ce. Aici e discutabil, nu neapărat din programă, dar eu, cum am trăit în liceu Ghibucă din clasa 1 acolo, m-am bucurat de niște profesori extraordinari. Deci profesorii de la mine, de la clasă, m-au învățat ce înseamnă să te comporți. De exemplu, o profesoară nu pune neapărat accentul pe note, dar zice că notele nu contează, dar contează cum te comporți tu când iei nota respectivă. Și, da, școala Ghibu mi-a demonstrat că încă mai sunt profesori care țin la sentimentele tale și nu numai la note. Da, da. Dar, în alte școli nu știu cum se întâmplă. Ideea e că, la impact, înveți să te comporți practic în societate și normal. Dobândești foarte, foarte multe valori prin astfel de proiecte. Te duci, vorbești cu persoana respectivă. Am nevoie de asta, trebuie să fac asta. Cum rezolvăm? Sunt mai mulți oameni care se gândesc cum aranjăm grădina. Noi am avut acum la Gipstock silent party în grădina școlii. S-o gândi mai multă lume. Cum aranjăm aia? Cum facem rost de căști? Cum e designul curții? Și așa înveți. Nu cred că un program din ăsta ar fi sustenabil on its own. El vine în completarea educației clasice. În mod evident. Niciodată nu am pretins. Vreau să văd dacă sunt complementare. Sunt complementare, da. Și aici, ca și model educațional, e gândit în așa fel încât copiii și toată lumea care se implică, inclusiv eu, să ne dezvoltăm abilități din patru sfere. De la cetățenie activă și implicare socială până la antreprenoriat, leadership și angajabilitate. Ce hârtii trebuie să faci atunci când te angajezi? Ce trebuie să știi? Cum ar trebui să-ți arate un CV? Cum ar trebui să scrii un proiect? Cum ar trebui să gestionezi un buget? Cum ar trebui să... Și prin metode non-formale, povestire, joc la clasele mai mici și în cazul claselor de liceu, mai ales proiectul în folosul comunității, astea toate de fapt devin metode de educație non-formale, în care și proiectul în sine contează, că e festivalul răsunător și mare și super cool și cu trei scene și cu o groază de artiști și o adevărată nebunie acolo, nu ești cool dacă nu ești la Gipstock, ceva de genul, în weekendul în care se derulează, dar înseamnă mult mai mult, înseamnă întâlnirile de evaluare dinainte, din timpul, de după, cum gestionăm situații care atunci ți se întâmplă, nu știu, de exemplu, Roa au pierdut avionul. No, ce facem? Că ăștia intră pe scenă în două ore. Cum gestionăm? Și copiii învață să gestioneze situații și să nu mai fie dintre ăia care stau să se plângă că în țară lucrurile merg nașpa, că ministrul ăla nu știu cum, și chiar să facă ceva să schimbe chestia asta. Cetățean cu cetățean. Îmi pare rău, eu am o atitudine pozitivă, pentru că dacă nu n-aș avea, eu n-aș putea să rămân în învățământ. Sorry.
Nu-i naivă. Eu știu ce zici, mai ales că tu ai rămas după ce te-ai gândit an la rând să pleci. În fiecare an, orice profesor că cred că gândește chestia asta, dar nu poți. Nu poți, pentru că ai responsabilitatea aia, acolo copii, n-ai cum. Ne-am făcut profesor pentru că știm de ce ne-am făcut profesor. Ne-am făcut profesor pentru bani. Știam de la început că nu ăsta. Adică, așa e la noi în țară. Dacă e un coleg care, după 20 de ani și încă nu câștig, ați trebuit 20 de ani ca să te prinzi de chestia asta. Adică știam toți. Problema cea mai mare e când uităm scopul pentru care am intrat în hora asta să o dansăm. Dar nu numai în învățământ, ci în orice job. Un corporatist care 16 ani a fost fericit și dintr-o dată și-o pierdut motivația. Ceva l-a făcut să-și pierdă motivația. Dar asta ține de noi ca indivizi. Ține de noi. Cât mai avem? Că ăștia sar pe mine. Ține de noi. Mie mi-ar plăcea ca astfel de evenimente ce faceți voi să fie prinse într-un context. Pentru că voi faceți insule de bunăstare, de atitudine, de ce, tot ce vrei. Gipstock-ul este un model. Nu e greu de făcut. De mai ales că ai beneficii pentru o generație întreagă. Cine ți-o mers la Gipstock și o stac voluntar și o dat seama că trebuie să gestioneze situații de criză, situații de succes, că și ăla e greu de gestionat, situații de eșec, și ăla e greu de gestionat, ăla este un om normal. Da? Problema se pune când ieși și vezi că tu ai ieșit dintr-o insulă și ai mers pe continent. Eu de-aia mi-o iei nume de rău. Eu nu sunt pesimist. Eu sunt extrem de furios când văd cât este de ușor să faci un bine public, inclus ce faceți voi în ceea ce se numește politică publică. Și inovație socială. Și totuși cineva face o biluță, mai sună partidul, ăla stă, las că mere și așa. Eu de asta sunt furios. Pe vorbele astea, las că mere și așa, bine e, mă, că pe munca nu-l omor. Să fie bine, hai da, să fie bine, să nu fie rău. Cunosc. Și pe noi ne enervează, de-aia am făcut ceva. Dar în anii 90 era mult mai rău. Și acum 5 ani era mai rău. Și acum 3 ani era mai rău. Eu văd că merge cât de cât înspre bine în direcția asta, cel puțin la noi în oraș. Acum, nu eu sper că vei veni peste 5 ani și vei spune mai ții minte când am vorbit atunci la Look Plus de chestia. Nu, să știi că s-a rezolvat tot. Acum mai sunt încă 200 de licee în țară care fac chestia asta. Sper din suflet și dacă nu, sper să facă alte lucruri. Nu trebuie să copieze neapărat modelul de succes. Să copieze valorile. Mi-aș dori să fie cât mai multe, dar revin, încă există frică în sistem, dar asta o să se schimbe. Nu cred că se aude ceva. Sau de ceva când sună mie telefonul, mă sună fie mea, evident. Se fac temele. Nu știu. Eu zic că nu mai a fost așa. Ai zis ceva și am avut o idee legată de aia, dar am pierdut-o. Nu te stresa. Am pierdut pe 27 de ani. Pierd o idee. Fii serios. Okay. O găsim la afară. Dar avea foarte mare sens. Ideea e că nu... O atitudine acrită și frustrată nu o să rezolve niciodată nimica. Și nu sunt neapărat idealistă nici. Eu văd câte lucruri rele se întâmplă în jur, dar... Am citit undeva chestia asta și mi s-a părut că are foarte mare logică. Dacă ai un om care e desenat pe o hârtie 2D și desenezi un pătrat, îl înțelege. Înțelege cele două dimensiuni. Dar pe a treia, ca să vadă un cub, nu o să înțeleagă niciodată. Omul la care o spart paradigma și a văzut cubul, omul tridimensional, el poate să-l ajute pe la bidimensional să vadă a treia dimensiune. Din moment ce copiii ăștia o spart anumite paradigme și au văzut că lucrurile se pot face și altfel, nu o să revină niciodată să fie de acord cu lasă-mă că merge și așa. Asta e marele câștig. Ei se transformă în vector de schimbare a comunității. Asta se întâmplă numai cu foarte multe generații și în Cluj treaba asta s-a întâmplat. De 15 ani, 10 ani încoace treaba asta se întâmplă. Da, sunt foarte multe nuclee și pentru că s-a transformat treaba asta, Cluj acum o spart paradigme și putem să explicăm și altor zone din țară cum să facă treaba asta. Bun, mulțumesc tare, fain. Încheie iarăși cu cartea lui Tatulici, de-aia am trimis-o pentru că mă urăște. Știe că sunt dietă. Și pentru că are numai rețete super tari, m-a hotărât să țin numai dieta Transilvaniei. Dietă, am renunțat, mă duc să mânc. Ciao, v-am pupat. Mulțumim.